Un nou consiliu, o nouă nominalizare a Elenei, deloc surprinzătoare pentru mine, mă așteptam, deși nu mi se pare deloc corect. Nu înțeleg de ce faimoșii în continuu dau în Elena. Elena este pentru a cincea oară la nominalizare și publicul a susținut-o, a votat-o și a menținut-o în această competiție. Echipa a decis. Înainte, capul sus și trebuie să câștigăm următoarea imunitate. Dar nu s-au gândit că dacă noi îl câștigăm, nu, atunci când m-au câștigat al doilea joc de imunitate, tot trimit un faimos. Deci până la urmă tot un faimos e. Da. Îți dai seama că e o vrăjeală, dar ce altceva ai putea să-i spui unui om pe care îl trimiți să-și ai putea să-i spui adevărul și ai putea să fii sincer și... Dar de acum înainte o să se voteze pe urmăritori? Nu, se va vota social, Emi, și văd că se votează mult social. Și sportiv. Păi, ziceați că se votează voi vedeți sportiv întotdeauna, inițial, acum două săptămâni și acum brusc s-a schimbat la 360 de grade tot. A decis public. Deci nu mai e 60 de minute, acum sunt două zile în care publicul votează pe timp de 3 luni de zile. Nu mai e pe ultima perioadă. La un moment dat și ea va pleca din competiție, va fi dată afară, cum sunt date afară, se pare și Elena și bănuiesc că o să urmeze Emi. Poți să ai o perioadă slabă în ultima perioadă și să te scot în consiliu să fii dat afară când a adus echipa aici. Înțelegi că contează foarte mult chestia asta. Deci tu vei să-mi dai de înțeles că dacă te ducem pe imunitatea, eu sunt următoarea, cu Elena. Păi tu ești următoarea. Da. Da. Nu-i de aia, tu ești următoarea că ești cea mai nouă. Păi zic clar. Da. E nelogic. Păi nu-i logic. Liderii spun că nu e strategie, dar se vede clar că Cezar m-a nominalizat înainte să știm că vom pierde imunitatea sau că vom câștiga imunitatea. Cezar a spus că votează cu mine. Clar să-mi o dea la psihic. Clar. Păi pe ce criterii mă dai pe mine afară, următoarea? Stai, Cezar nu trebuie să te justifici. Nu, eu zic, majoritatea corect, fiecare am votul a meu. Un vot. Votul meu. Atât. Individual și fiecare poate Asiana să voteze cu mine. Că numai puțin, și eu sunt aici, puteți să mă votați, pot să mă votez, pot să mă votez. Și la fel, și am fost votat și la 3 și la 2 voturi. Dacă nici asta nu e pură strategie, nu știu ce ar putea să fie pură strategie. La mine nu cred că a fost o strategie că am încercat să unesc femeile. Cred că e ceva super benefic să fie femeile unite, nu? Din punctul meu de vedere. Deci dacă o să câștigăm, și sunt sigur că o să câștigăm și a doua imunitate, sunt tare curios dacă vor da tot în fete. Deci dacă vor da tot o în fete... Bă, Asiana au greșit, trebuie să stea cu fetele și băieții cu băieții. Nu tot în fete, cred că Asiana și-a dat seama și dacă nu și-a dat seama, până la următorul joc sunt sigur că o să-și dea seama. Pe băieții în momentul... Dacă nu-și dă seama, o să-și dea seama când ajunge acasă. Da, Asiana următoarea după ce... Pe băieții de la faimoși și văd slabi în momentul de față. S-a dus tot de partea băieților. Nu, n-am, mie e atât de scârbă. Asiana o să vadă pe pielea ei când o să vedem care e survivorul. Corect. Cine vrea să... Corect, aș vrea să întreb. Timpul va decide, nu? E logic. Dar vreau să mă întreb. Și telespectatorii care privesc o să vadă, nu? Normal. Exact, gata. Păi și atunci de ce nu mai discutăm? Hai să ne simțim bine, a trecut. Trebuie să ne pregătim să câștigăm imunitatea viitoare. Corect. După ce termină ghiță și gata. Asta nu, să certăm. Poți să zic, păi să zic eu ceva? Deja, adică păi deja și atunci, de ce să ne mai cer? Dar cum să mă nominalizez? Eu știam, simțeam ceva, dar păi cum? Păi și atunci, de ce te păi mai... Păi da, dar cum, Cezar, dacă sunt atâtea verii slabe în echipa asta și mă iei pe mine nu care sunt o nu este nicio verigă slabă în echipa asta, echipa. Eu sunt de o lună aici, Cezar, și cred că am câștigat un reward sau două cu voi. De o lună și o săptămână. Eu n-am mâncat nimic și uite-mă cum sunt, tati. Adevărat, înțelegi? Păi că ești de o lună. Păi da. Că ești de o lună. Nu suntem la Survivor, ești că suntem la cafenea. E real ce se întâmplă. Cred că îl înmormântăm pe Mihai mâine, pe mine pe aici. Și el tot nu pleacă. El tot nu-și dă seama că trebuie să plece acasă la Ștefania lui. Și la copiii lui. Nu-și dă seama, mă băiatule, mă, du-te tata acasă, frate, că nu vezi că mai că te descompui pe traseu. Eu prima dată l-am salvat pe Sony. Păi bun, și de ce nu Mihai? Păi Mihai, câte strategie. Puncte n-a adus de când e aici? Are o perioadă proastă, își revine, nu-i normal?
Păi bun, și pe mine n-ai de ce să mă fost, că n-am nicio perioadă proastă. Nu știu ce vorbești de tine. Mai trebuie să scoate că ai o perioadă bună. Vorbești și o, Elena. Stai, lasă-l pe Ghiță, mă, da, ai Ghiță, zice ceva. Nu știu de ce tu acum te victimizezi și vorbești, când mă noi... Mă victimizez eu pe... Da, eu azi victimă. Noi astăzi... Te pare fiecătorul meu de victimă. Tocmai asta faci tu acum, te victimizezi. În condițiile în care noi astăzi am avut... Băi, dar lasă-mă să vorbesc, te rog. Hai, Ghiță. Noi astăzi am avut consiliu de nominalizare, corect? Așa. Și noi astăzi am nominalizat Elena, n-am nominalizat Emi. Da, el a zis că nominalizează Emi următoarea. Până data viitoare... Da, dar deja ai făcut planul. Până data viitoare mai există un plan. Adică puteai să ții secret, să zici, bă, nu. Băi, calmează-te. Respect, mă. Cred că n-ar trage atât de tare la jocul următor de imunitate, fix ca să scape de mine, pentru că sunt prea vocală și pentru că spun lucrurilor pe nume incredibil de bine și verde în față, fără perdea, fără ascunziș. Dacă noi, data viitoare, câștigăm imunitatea, se pot întâmpla foarte multe. Eu, când m-am accidentat, primul lucru i-am spus lui Mihai, Mihai, dacă am o problemă gravă, votați-mă să ies. Așa. Doi la mână, când n-am adus puncte, Cezar a venit și mi-a zis, n-ai adus puncte, te nominalizăm să ieși. Așa. De 3 săptămâni a adus 2 puncte. Și a adus 3 puncte de în tot. Bun, și următoarea bun. Alo. Am adus 5 în penultima meci. 10 meci a adus 3 puncte. 10 următoare, de ce sunt eu și nu Mihai? Sunt prea multe puncte pe care le-ai adus tu în alea 10, în alea 10. Alo, vezi că eu am să te numesc. Eu păi, dar tu ești lider. Am avut mai multe așa să ne doi lideri și să pună la vot. Stai niște că asta nu putem să-i duc și eu. Mănânci, nu e adevărat, că fiecare are capul lui aici. Băi, Cezare, strategiile astea nu merg cu mine, înțelegi? Eu nu sunt proastă, nu mai găsit la ce vorbim. Lăsăm timpul să decidă. Am demonstrat că stau cu niște într-o echipă de... Și eu sunt bărbatul. Eu cred că eu aș merita sincer să fiu lider la cât de forțoasă sunt față de băieții ăștia. Imunitatea a luat tot pe punctele mele. Păi și aș putea să zic că e pe punctele mele și dacă trăgea și voi, poate luam reward-ul și imunitatea. Mă îndoiesc. Că ce, că am luat 3 puncte din 5 și voi sunteți 3 bărbați? La comunicare au luat 8 puncte. Toate jocurile de forță, toate jocurile de forță am luat puncte. La toate, n-am pe bunicii. Dar nu e doar, au fost două. Păi și voi ați luat un punct sau deloc? Au fost două jocuri. Elena acum joacă ultimele cărți pe care le mai are. A spălat-o pe creier pe Emi, că Emi săraca e o victimă. No, nu învinuiesc pe Emi. A luat-o pe Emi deoparte aici și începe să îi bagă anumite chestii în cap ca să... Emi e foarte vocal. Și din cauza asta ea crede că ne afectează chestia asta. Dar echipa trebuie să meargă mai departe și trebuie să fim bine. Cum dacă cineva și toată lumea după el. Auzi, tu ai pierdut o chestie foarte importantă și acum te spală pe creier și e spălată grav pe creier. Vezi că războinicii au câștigat 4 imunități la rând. Știi câte imunități au câștigat după cele 4 războinicii? Au pierdut 7 la rând pentru că noi am câștigat 7 la rând. Echipa asta nu mai vorbim de trecut, ne vorbim de prezent acum. Păi tocmai, prezentul a fost astăzi, că Elena a fost nominalizată, nu tu. De ce te victimizezi? Emi nu poate să fie un om de încredere. Ea când stătea cu Grațiela era de partea Grațielei. Când stătea cu Asiana sau cu cine stătea cu Ghiță era de partea lui Ghiță. Când stă cu Elena e de partea Elenei. Ori ești cum ești tu, ești cu grupul, ori îți faci alt grup pe lângă. Eu n-am nicio potrivă, nimic împotrivă. Dar am nevoie de oameni de încredere în această echipă. Că dacă nu, uite ce se întâmplă și acum pierdem meci după meci, imunitate după imunitate. Echipa asta e echipa... Avem doi lideri, ăia n-au niciun lider. Da, și? Avem liderii. Liderii lupește prăjit unde nu se întâmplă nimic. Păi nu, că uite de la oamenii ăia, lumea vede, lumea de la televizor vede ce fac ăia și cum ăștia de la noi, după ce că pierdem tot, se odihnesc. Da. Păi nu, că la noi lumea se ceartă. Mai mult din mâna lor a fost bine, a? Când da, am hrănit-o pe Elena două luni jumate în fiecare zi. În fiecare zi. Și am cărat Cocos și Elena te-a hrănit pentru toți Elena. Dar n-am stat așa. Bun, și ți se pare iurea? Am cărat și eu Cocos, au cărat toți? Bun, și? Bun, și acum de ce e dai în el? Păi, să duce după... Uite-te aici ce se întâmplă aici, acum, în prezent. Acum? Nu face nimeni nimic. Emi, de când am intrat pe insulă, am făcut... Ascultați-mă un pic. Am făcut acoperiș, că nimeni nu știa să facă acoperiș. Am adus de mâncare, că nimeni nu știa să aducă. Păi și ce vrei să fac? Dacă ăștia își fac de mâncare, că au câștigat imunitatea și au provizii. Hai să facem, mă duc și eu și tai lemne și facem focul. Aiurea.
Mai ales acum că am intrat toți în același camp și pe noi ne văd că, frate, noi facem treabă, ne luăm lemne, ne facem de mâncare, suntem bine dispuși. Mult mai activi. Exact, da. Ei stau toată ziua și stau. Parcă altfel ai chef de viață când ești afli, da. Și ei se uită la noi și sunt, îți dai seama că se gândesc, bă, frate. Este mult mai organizat și mult mai uniți și la treburile din camp. Avem nevoie de un singur vot care face diferența, încât să trimitem doi oameni la nominalizare sau unul. Amy poate să decide acel vot și nu pot să am așa ceva în echipă. Dar Elena, mi-ai dat era ținut cu fetele? Adică erați faci. Voi fetele? Aveați grup? A strategie? Nu aveam strategie, păi, dar adică tu ai strategie și voiam să zică... Cum adică nu mai ține cu fetele? Ai ieșit din strategie? Am zis că ai purtat hanoracul cu... Acum când ies din competiția asta, o să lad. Sau dacă ies din competiția asta, o să lad în fața tuturor. Mamă, ce... Foarte important. E foarte important, hanoracul. E uniunea fetelor. Nu luați mie... Mălciu, da? Că nu ați muncit voi la design. Da. Am șters cu buretele. Exact. Am venit aici. Exact. Aceleași lucruri s-au întâmplat. Părerea mea e că trebuiau să rămână fetele în competiție și să plece toți băieți. Da, dacă Asiana nu a vrut chestia asta, dacă Asiana e cu bărbații, ea e mare șmecheră, e... Fix ce-am crezut, pițipoanca de pe dorobanți. Cum am zis prima oară, așa a rămas. Instinctul meu primar nu mă înșală niciodată, deși de multe ori mi-aș dori să mă înșel. Înțelegi? Dar nu mă înșel, din păcate. Asta e. Am zis că șterge de la buretele. Asiana o să voteze pe Mihai sau Asiana o să voteze după Cezar, că e mini-balau. Asta e votul echipei astăzi. Are creier Asiana. Da, Asiana am văzut, dar a avut vot independent întotdeauna. A votat cu vot independent. Echipa. Nu a spus voi că e cu echipa. Astea sunt vorbele Elene care i-a pus în gura lui Amy. Dar pe mine nu mă deranjează, am zis, eu sunt foarte relaxat și sper cu echipa să merg mai departe și să așteptăm următorul de joc de imunitate și Doamne ajută să-l câștigăm. Asta a fost conținut. Te-am de mult. Oameni buni. Și dacă faci bine și dacă nu faci bine, tot am pus în cap. Asta-i spiritul, am înțeles strategie până la capăt. Așa-i. Vă rog să aveți grijă, vreau să mă lupt oamenii puternici în echipa asta. Până la capăt. Așa-i. Până la capăt. Până la final. Până la final, exact. Se pare că cineva ispită pe cineva aici? Îmi bagi limba în ureche și nimeni... Se pare că cineva ispită pe cineva aici, în afară de voi patru fantastici? Păi nu, Emi, asta e echipa. Bă, tu zici, omule, că tu ai voi, da? Voi, echipa, liderii, voi da. Doi liderii, da? Liderii. Așa e. Ați trimis-o pe Elena a cincea oară în consiliu, mă. Dar te-ai întrebat și tu de ce? Bă, da, ok, nu mă întreb de ce, dar tu te întrebi de ce nu iese, că o place publicul și da. Voi muri, vă dâr de... Poate, că voi, dacă vă uiți acolo, se vede poate, fața voastră adevărată. Poate câștigăm noi următoarea imunitate și oricare război nici câștigă Elena în fața lui. Milogic. Eu o să dau tot cea mai bun, dar știi ce cred tot eu? Tot o să dăm. Ia, totul să dăm. Nu cred că voi vreți să mai scăpați din oameni. O să vedem, o să vedem. Voi vreți să mai scăpați din oameni, Cezar. O să vedem, Emi. Timpul e rezolvat toate. Ca să toate. Puteți să mă votați pe mine. Nu e adevărat. Hai, mă, băi, ai zis mai devreme că mă votezi pe mine, acum nu e adevărat. Așa ți-am zis, da. Și ăsta e gândul meu. Și tu mi-ai zis că mă votezi înainte să pierdem jocul de imunitate. Păi tu mă întrebeai pe mine asta pe cine votezi. Asta e o strategie. Votez. Emi, tu mai întrebi pe cine? Păi și trebuie să zici că e secretă. Tu, practic, prin faptul că ai zis că mă votezi pe mine pentru că eu sunt de o lună aici și voi sunteți de trei, atât că ești un frustrat că ai stat trei luni aici și că vrei să câștigi Survivor. Păi și de ce să fiu frustrat? Uite câți adversari am, ce treabă păi am. Și cum poți să iei din punctul ăsta de vedere? Bun. L-am adversar pe ghiță. Păi și cum poți să te iei de mine că sunt de o lună? Este... N-am nicio vină și eu n-am păi putut, n-aș fi putut să controlez nimeni. Vreodată chestia asta corect, că sunt de o lună aici. Corect, dar nu, eu nu ți-am scos că asta timp nu e în controlul meu, nu poate să fie un principiu de votare. Intră tu în locul meu și votează pe cineva. Ăla care a dus echipa până aici, ăla care a câștigat atâtea, nu știu ce, Asiana care a câștigat 11 ștafete, că dacă nu... Votează pe cineva, Tomi. Păi, mă, l-ai trecut, mă, noi vorbim de prezentul păi actual. Păi de prezent. Bun, și cine câștigă în prezentul actual? Mai câștigă toată cineva ceva? Toată lumea puncte, toată lumea. Asta, adevăr, am pierdut. Ne bat ăștia, ne bat măr. Bun, ne bat măr. Bun, dar cine a mai luat puncte? A mai luat la un punct, la un punct, eu un punct, tu un punct. Înțelegi? Asta vreau să zic. Tot acolo suntem, că dacă erai tu, bang, și ești aici, n-avea cum.
ce puteam să zic ție, înțelegi? Dar suntem toți acolo, cu punctele, înțelegi? Și atunci, ăsta e criteriul. Acum mă înțelegi? Nu. Păi ok, intră tu în locul meu și votează tu pe cineva. Na. Tu păi așa. N-ai zis tu mai devreme acum 25 de minute că Mihai e slăbit psihic, Mihai moare pe traseu, mâine, poimine, vedem pe Mihai, fără mâini, fără picioare, ca toate pe traseu și rămâne scheletul. Și aruncă acolo cu saci și cu scheletul, dă-mă dracu de aici. Eu n-am zis că Mihai e slăbit psihic. Ai spus, Mihai trece printr-o perioadă proastă. Ba da, ai spus pe cameră. Aia nu înseamnă că e slăbit psihic, îți dai seama că și-am trecut toată. Băi, la... cu cine a jucat ieri, cu cine a jucat ieri Mihai? Mihai cu mine și cu înainte cu tine. Băi, nici 35 de secunde n-a stat Mihai în joc, tu înțelegi? Elena a stat 3 minute și are Emi, jocurile astea sunt câte am făcut mă de fort. La zbuna pe Mihai de-o zici că avea 5 de chile. 3 sau 4, în 3 luni jumate sunt jocurile astea. Cezar, jocurile de traseu și de viteză și de îndemânare sunt 95%. Cezar. Lasă-mă mă, nu mai băga. Nu, fii atent, nu vreau să te întreb ceva. Ce contează? Ce a fost până acum sau de acum încolo? Exact. Adică, de exemplu, nu zic pentru noi. Care ți-a dus echipa până aici, care are o perioadă mai proastă. A, și eu ce dar nu sunt e vorba de perioadă, că ai făcut strategii la tine. Uite, fii atent. Am făcut strategii, eu sunt cu strategiile. Nu, fii atent, îți zic o chestie. S-au demonstrat o strategie. A avut o perioadă în cât 5-6 meciuri n-a adus nimic. Dacă de acum încolo nu mai aduce nimic, care e strategia? Păi nu-l votăm pe Ghiță. Poftim? Îl votăm pe Ghiță. Nu, mă, votează pe mine, că-s de o lună, tocmai asta-i spus. Păi nu, mă, mâine e așa, mâine să fie imunitatea, nu? Și am zis, trebuie să o câștigăm, e logic. După aia, dacă o ține Ghiță două săptămâni și n-au ce punct, e Ghiță la nominalizare, nu-i logic. Și dacă, de exemplu, tu nu vei aduce puncte, uite, o să te voteze lumea pe tine? Mai puțin. Ce te-a cerut Tatiana? Ți-a zis să mă votați pe mine? Oh, dar nu o să te voteze nimeni, bro. Am zis, băi, votați-mă pe mine. Tatiana a întrebat dacă votează. Că e mini balau. Nu contează, eu am zis. Înțelegi? Ai zis, da. Uite, o să vedem. Am, Emi, fii atent. O să lăsăm timpul, că noi ne certăm acum că stai, că nu știu ce. O lăsăm timpul să decide. Și atunci când o să fiu, că și o să-mi vină rândul, o să vezi de atunci când o să fiu. Nu ca Elena. Nu o să încerc să mă duc să trag pe aia, băi, votează după niciodată. O să vezi tu, că nu știi acum, o să vezi tu. Dar pe cine a tras Elena? Pe cine a tras Elena? Ea mi-a zis mie, ia, nici asta nu e adevărat. A, dar vezi că vorbești prost iarăși, că asta-i scos tot pe tine. Elena, tu ai eu ți-am zis că n-am făcut, lucru. Eu n-am făcut strategiile astea până acum și deci nu am eliminat-o pe ea sau pe R sau pe X sau pe Y. Cezar, dar fii atent, dacă pleacă Elena și Emi, care e următoarea? Vorbim atunci. Cine e mai slab? Cine e mai slab? Nu? Bro, ai să dai Mihai și nu o scos pe Asiana, ai să zici Asiana că țin pe tine, îl votez pe Mihai. Nu o să zici chestia asta. De unde știi? A, am mai auzit de-astea. Păi nu, Emi, Emi. Și el se autopropunea și el se autopropune. De vreo 10 meciuri se autopropun, că sunt puternici. Scuze-mă, dar nu meriți să ce bună. O să vedem timpul. Nici înaintea timpul lui. De ce? Merit, pur și simplu, asta e părerea mea. Nu meriți să înaintea ta, nu meriți să înaintea. O să vedem timpul de cine. Și să mai zic ceva, dintre Cezar, care își dorește să câștige, Ghiță își dorește să câștige, Asiana nu știu, eu îmi doresc cel mai puțin dintre ei și o să mă autopropun. Dar nu merit, ascultă-mă, ca să ies înaintea ta nu merit niciodată, nici înaintea ta. Mihai, te-am votat într-un consiliu atunci cu Grațiela și mi-ai zis că, bă, Emi, în locul tău nu mi-aș fi stricat imaginea. Emi, eu n-am nicio imagine. Ba da, de niște sportivi adevărat care votează două cântărețe, da, care le-au adus puncte până acum și care deranjează în momentul de față, că nu-și fac strategii și caută orice să zică, bă, la două ne bat pe toți ăștia de aici. Ele au făcut strategii, dar erau fost decât ele două, dar au făcut și pentru aia, știi? Așa e, de înțelegi? N-ai cu cine, frate, am văzut, am văzut. Ai văzut, am văzut pe tine de 3 săptămâni încoate. Bă, și te deranjează că se le spun în față. Asta e singura problemă. Tocmai asta am deranjat, că am spus în față și oamenii când nu poate să susțină ceva în față, vorbesc cu alții. Ca păduchii acolo, se împreunează și vorbesc. Și Mihai, de ce e lider? De ce e lider? Pentru că nu știe nimic. De-aia. Mihai, tu de ce ești lider? Scuză-mă. Am înțeles cu Cezar, a făcut acoperișul, dar tu? Acum nu ne-am autoproclamat noi, să nu, nu crezi că... Știu că eu am venit târziu. Ok, tu ai venit târziu, Mihai. Să nu crezi că eu țin la o asemenea titulatură, înțelegi? Adică nu mă ajută cu nimic, nici nu mă face mai gras, nici nu mă satură, nici nimic, înțelegi? Am încercat să țin grupul unit și cei care au adus puncte în unit, dar n-ai vorbit în viața ta. Poftim? N-ai vorbit în viața ta. Faci numai ironii și glumițe înțepătoare, sarcastice. Nu
nu trebuie să stau lângă nimeni să spun, hai vină încoa, am crezut că vorbesc cu fata aia, că se prinde și ea de niște strategii, dar nu s-a prins, nu înțelege nimic ce înseamnă jocul ăsta. E... Siena a ajuns aici de noroc, că creierul e varză. Are 12 ani. Când o să se lovească aseara cu capul de toți pereții, nu. Abia acum, atunci o să ne sune și o să zică, mă, ați avut dreptate. Nu, mă, dar ea are alt interes acum, ea consideră că dacă rămâne mai mult decât una dintre noi două, e șmecheră. Păi n-ai auzit asta că vrea. Și hai la fel, că dacă ajunge mai mult decât noi, e șmecheră. E șmecheră, da, deci înțelegi că este o alianță de interes personal aici deja, adică e pe modelul care pe care, nu e care pe care de afară, e care pe care între noi, așa a fost la început, ci că luptă cu echipa asta. Du-te și câștigă imunități și du-te și dă-ți sufletul pe traseu. Și asta am făcut, din păcate. Și uite, mulțumirea după... Dar nu dau oamenii ăștia nu dau doi bani pe noi. După 15 secunde după platformă, le dai un brânz, se duc 10 metri, mă. Ei au potențial, dar au slăbit 40 de kg în concursul ăsta, au mai rămas numai oasele. Dar au potențial. Cum era Sony la, acum la final? Nu, spune-ți o părere. Eu l-am văzut mult mai bun, adică am văzut că revenea și că lua puncte. Cum era? Broiul l-am văzut mult mai... Că era mult mai pe traseu și noi ziceam, bă, noi vorbeam în tabăra noastră. Mai rămâne? Vă să ne ia puncte, pentru că el își intra în ritmul cum a fost mai la început. Cum erai tu la început? Corect. După aia ai devenit forță, la fel era și Sony. Acum nu. Dar voi când l-ați trimis pe Sony cu Elena, clar ieșea Sony. Care merge la punct și am votat-o. Grațiela. Și am votat-o. Da, eu îți mai refer că în combinația asta, când Sony a plecat cu Elena, din punctul meu de vedere era clar că iasă Sony. Dar voi v-ați dat un om bun afară în momentul ăsta. Am declarat când am pus aia. I-am spus Elenei. Strategic, sper să nu pleci tu. Exact așa am spus. Am spus publicul. Eu abia am votat. E logic. Dar după aia am aflat niște chestii și mi-am dat, când am stat jos, n-aveam unde să plec, dar să stau acolo, să văd cine e Elena cu adevărat. N-am vrut. Asta voi știți. Uite, asta s-a demonstrat și am spus niște chestii. Dar nu, eu mă bag doar la ce văd, bro. Asta-i. La ce văd, că uite, de exemplu, cum a zis chestia asta, că te trimit la... Eu nu sunt de acord. Că te trimit la vot, că e cea mai populară. Asta eu am zis așa. Nu, bine. Așa spus ceva. Eu nu am zis așa. Eu am zis, trebuie să ne gândim cum votăm. Și fiecare votează de capul lui. Nu știu, pe fata asta o e de proastă și tot ce e în jurul meu e de prost. Și marmota avea ciocolata pe care... Păi exact, asta. Bă, eu propun, unul din liderii războinicilor, propune să... Cam asta e situația, hai să ne vedem de altele, de mâncare și de... Așa e cel mai corect. Am trezit foarte bine în această dimineață și plin de viață, pentru că este un nou joc pentru imunitate și cu siguranță îmi doresc să vină această imunitate de partea echipei faimoșilor. Bă, un nou joc de imunitate pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Trebuie să ne batem cu un războinic, nu cu un faimos. Și pe lângă asta trebuie să mai și mâncăm ceva, fraților. Iar că. Că suntem terminați toți. Bă, eu cred că o să tragă ca niciodată ăștia. Știi ce zic eu? Că i-am văzut acum cum își gătesc ei, mănâncă oricum decât dimineață, seara sunt letargici, n-au niciun pic de energie și dimineața sunt cu burta semi-plină, că e singura masă și... Eu nu cred că pot să tragă ca niciodată. Asta zic. Și știi de ce? Cred că o să fie relaxat. Nu știu dacă vor să câștige jocul de azi. Am impresia că
pierd intenționat de foarte multe ori. Tot pierdem, adică nu sunt doar eu obligată să aduc puncte în echipă, să mă simt eu, să simt eu presiunea pe mine, că suntem 6 inși. Trebuie să vină un punct de la ăla, un punct de la ăla, un punct de la ăla și mi se pare că lor chiar nu le pasă. Adică chiar cred că e o strategie să elimine femeile din echipă, să rămână numai băieți. Eu totuși cred că ei sunt puțin defocusați, sunt puțin relaxați, au dat în Elena, au nominalizat-o încă o dată pentru a 5-a oară pe Elena și am înțeles că următoarea va fi Amy. Deci cumva, mai ales în momentul când se știe pe cine sau când tu știi pe cine vrei să votezi, clar nu ți este indiferent, vrei să câștigi, dar nu-ți va părea rău dacă vei pierde. Avem în suflet victoria, vrem să câștigăm și vrem să trimitem până la urmă un faimos acasă. Indiferent cine va pleca, că va pleca o fată sau un băiat, pentru noi contează foarte mult să plece un faimos. Iar astăzi vom lupta mai mult ca niciodată. Am o speranță, speranța nu o să moară niciodată. Poate mor emoțiile și sentimentele, dar speranța nu o să moară niciodată. Mai mult e o luptă, nu știu dacă cu noi, cât între ei, să-și demonstreze unul la altul. Pentru noi e foarte bine lucrul acesta, noi să încercăm să îi batem cu propriile lor arme și să câștigăm.